a fost emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabil luni, în data de 10 iunie, de la ora 15 până la ora 23, în județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Mureș și Suceava. De asemenea, în Banat, în intervalul menționat, vor fi perioade cu vijelii puternice, grindină de mari dimensiuni și averse torențiale. Meteorologii anunță că până luni seara vor fi furtuni și instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind emise avertizări cod galben și cod portocaliu de vijelii puternice.